Bun găsit tuturor la horoscopul zilei de 20 februarie. De data asta filmez de la birou, oficial am ajuns la birou. Perioada asta, nu știu cum sunt ceilalți berbeci, dar în perioada asta primesc foarte multe cadouri. Și acum două zile am fost în vizită la niște prieteni ai lui Olaf, care sunt artiști. Olaf, mama lui Olaf, este o celebră artistă islandeză și provine dintr-un lanț lung de artiști. Și oamenii aceștia fac bijuterii. Și evident că am vrut și eu să-mi facă ceva, dar eu întotdeauna când întâlnesc un artist plastic sau un artist, îi spun să facă ceva ce-l inspir eu. Nu îi spun vreau așa și așa și așa, ci ceva ce-l inspir. Rea pentru care am primit acești cercei din cupru. Cupru, să știți că este un element de protecție foarte bun. De asta e și greu de găsit, de regulă. Deci cupru și argint, o să mă mai vedeți apărând și cu cei de argint. Și oamenii aceștia, fără să știe absolut nimic de mine decât că sunt din România și vorbesc engleză, spre mirarea lor, mi-au făcut niște cercei cu aripi de înger și mi-au spus, știi, ești o persoană foarte specială. Mersi, mulțumesc! E ceva angelic aici în tine, zic, poate echipul ăsta. Și îți facem ceva cu aripi de înger pentru că ne inspiri acest lucru. Mulțumesc frumos! Deci am fost foarte impresionată și v-am povestit. Ei au sosit astăzi și v-am povestit istoria cerceilor. Deci am primit inelul, am primit cercei, uitați ce frumoasă viața aici. Dar acum o paranteză înainte de a trece la horoscop. Foarte mulți berbeci în perioada aceasta se plâng că li se întâmplă lucruri, că viața e urâtă, că viața e tristă. Am să fac la sfârșitul acestei filmări, am să fac câteva minute niște considerații, niște observații de ce vi se întâmplă asta, da? Deci, voi vorbi în general de ce se întâmplă asta acum, strict pentru berbeci. După care vor veni niște filmări dedicate tuturor semnelor zodiacale, ok? Și astăzi, 20, o zi foarte interesantă, o vibrație foarte specială, foarte puternică, cu mult insight, cu multă simțire energetică, cu multă profunzime. Pe cer în acest moment avem Soarele în Pești, Mercur retrograd în Pești, Neptun în Pești, Luna neagră Chiron, Venus în Berbec, Uranus în Taur, Nodul Nord în Rac, Marte, evident Nodul Sud, Jupiter, Pluton, Luna conjunctă Saturn, sunt în Capricorn. Vibe-ul zilei, orientarea către exterior, dinamică, probabil multe lucruri de rezolvat, multe activități de bifat astăzi și vă recomand să vă faceți o listă de priorități, pentru că sunt foarte multe lucruri de rezolvat în perioada aceasta și nu vreți să încurcați ceva, nu vreți să rătăciți ceva, nu vreți să uitați ceva din toate îndatoririle voastre. Și să vedem în continuare ce se întâmplă cu fiecare semn zodiacal în parte. Berbec, ascendentul pe berbec și cei care au luna în semnul zodiacal al berbecului. Vedeți că astăzi e o zi în care aveți parte de foarte multe clarificări, răspunsuri la întrebări, conștientizări legate de oamenii din jurul vostru, legate de acțiunile pe care le faceți. O zi foarte bună pentru berbec să realizeze unde se află, care este drumul său, spre ce direcție se îndreaptă
Și o zi în care măștile cad de pe chipul celor din jur și se ajunge la niște concluzii importante. Vă recomand însă cu căldură ceva mult mai practic. Nu vă grăbiți astăzi să încheiați contracte, să semnați credite, pentru că s-ar putea ulterior să regretați deciziile pe care le-ați luat astăzi. Taur. Ascendentul pe Taur și cei care au luna pe harta natală în semnul Taurului. Taurul își consolidează mult poziția, își consolidează mult hotărârea cu care se impune în fața celor din jur. E ca și cum, știi, în spatele tău ai un buldozer care te împinge și tu vrei să te dai într-o parte, vrei să faci ceva, vrei să te duci în stânga, vrei să te duci în dreapta. Uite că buldozerul ăsta nu te lasă cu niciun chip. Deci îți consolidezi hotărârea rămâi stabil în deciziile tale de a acționa. Vezi că e o perioadă excelentă, rar se întâlnește pe un semn zodiacal atâta capacitate de a pune ordine. Pui ordine în acte, pui ordine în relații, pui ordine în serviciul tău sau în jobul pe care îl ai. Și ai puterea acum să schimbi lucruri. Dar fă asta. E important să acționezi. E important să pui în practică lucrurile pe care dorești să le realizezi. E momentul acțiunii. Nu mai ezita, da? Gemeni, ascendentul pe gemeni și cei care au luna pe harta natală în semnul gemenilor. Astăzi vorbim despre decizii proaste legate de bani sau te grăbești să finanțezi ceva care nu are valoarea pe care o estimezi tu. Ai grijă la actele și hârtiile financiare pe care le semnezi astăzi. Spre exemplu, azi nu ar fi o zi foarte bună să-ți negociezi un loc de muncă sau un salariu. În schimb, este o zi excelentă să planifici, să organizezi, să pui ordine în gândurile tale. Este o zi în care discuțiile, mai ales cu femeile, nu sunt deloc productive. Și vă veți ciocni de femei care vă cam poartă sâmbetele. Și va trebui să faceți niște flic-flacuri și să vă fofilați foarte bine, să nu dezvăluiți din ceea ce doriți să faceți cu adevărat, să nu povestiți lucruri intime. Vedeți, femeile astăzi nu vă sunt benefice. Rac, ascendentul pe Rac și cei care au luna pe harta natală în semnul Racului. E o hartă foarte frumoasă pentru semnul tău, dar e și extrem de interesantă. Aș spune, Racul joacă șah cu destinul. Ai îndoieli vis-a-vis de tine, vis-a-vis de prestația ta, vis-a-vis de abilitățile pe care le ai. Știți că există sindromul impostorului, se numește, oameni care ajung foarte sus, în ipostaze foarte înalte și li se pare că nu sunt buni sau nu sunt suficient de bine pregătiți. Bineînțeles, ei nu arată asta public, dar au foarte multe îndoieli și asta se numește sindromul impostorului. Exact prin asta treci tu. Ți se pare că nu ești suficient de bună, suficient de frumoasă, suficient de deșteaptă și lista poate continua. Când în spatele tău, de fapt, se află un foarte mare talent. Ești asemenea unui diamant neșlefuit. Extrem de bine susținută harta de azi și reține 20 februarie 2020, este o dată karmică. Astăzi poți să consolidezi ceva în relația ta socială sau în relația cu oamenii sau poți să îți stabilizezi mai bine locul de muncă, capacitatea de a interacționa cu ceilalți, ducându-i pe un alt nivel vibrațional. Ai energia să faci lucruri,
Ai energia să-i mobilizezi pe cei din jurul tău. Ai abilitatea și capacitatea de a face planuri de viitor. Este o zi puternic vizionară pentru semnul tău zodiacal. Leu, ascendentul pe leu și cei care au luna pe harta natală în semnul leului. Astăzi leii au foarte multă intuiție. De regulă, semnele de foc se evidențiază prin abilitatea de a acționa. Da, nu stăm mult prea pe gânduri, tăiem niște capete și ne punem, nu știu, pe tronul împăratul. Ei, de data asta, leul are înțelepciunea să aibă răbdare și dacă ai așa vreo idee să te grăbești pe undeva, te întreb, da, unde te grăbești, frate, atâta? Să semnezi, să iei decizii, să iei hotărâri, nu e ziua aia în care să hotărăști, e ziua în care trebuie să-ți asculti sufletul și instinctul și să faci ce-ți zice vocea interioară. Este o zi în care poți să ai negocieri fructuoase. Sau poți să te interesezi cu privire la o potențială finanțare. Sau dacă te afli într-un proces, să întâlnești sau vrei să începi un proces, să găsești avocatul care îți trebuie sau să-ți fie recomandat avocatul potrivit. Iar cei care trec printr-un control, printr-o verificare sau printr-o evaluare, astăzi obțineți niște rezultate foarte bune, foarte bune. Fecioara, ascendentul pe fecioară și cei care au luna pe harta natală în semnul fecioarei. Nu te opri la aparențe, să vezi lucrurile într-o anumită imagine, poate cum îți este prezentată de cei din jur sau cum crezi tu că e imaginea realității. Nu te grăbi, nu te grăbi, atât îți spun pentru tine. Sari niște concluzii sau înspre niște concluzii care n-au nicio legătură cu realitatea. Încă piesele puzzle-ului nu s-au așezat complet pe masă și este mare nevoie să evaluezi mai bine oamenii și circumstanțele în care te afli înainte de a pune ștampile după ștampile. Deci, ce îți recomand pentru astăzi dacă ești fecioară? Fă un pas în lateral, respira adânc și evaluează cu atenție situațiile în care te afli. Pentru că, dincolo de aparențe, se află adevăratele răspunsuri. Balanța, ascendentul pe balanță și cei care au luna pe harta natală în semnul balanței. Uneori stau și mă uit pe harta asta și mă întreb de unde atâta impulsivitate la tine astăzi. După care mă uit din nou și spun, aha, deci avem un Venus guvernatoarea zodiei tale tranzitând semnul berbecului. Păi, cum să fie balanța altfel dacă nu incisivă? Astăzi este o zi în care ai un risc de conflicte cu prietenii. Sau dacă nu te duci în zona conflictului, pentru că ai suficientă diplomație să eviți o confruntare, tot o să te calce cineva pe nervi. Și s-ar putea astăzi să afli despre un divorț sau o separare a unei prietene. Nu vorbim, n-ai să fii, chiar dacă ești femeie balanță sau bărbat balanță, n-ai să fii în partea masculină, da? Bărbatul se separă, ci ai să afli de o prietenă care se separă, divorțează, află că este înșelată. Orice ai încerca să o sfătuiești în acest moment, o să intre pe ureche și o să iasă pe cealaltă și să-ți consume energia. Mai degrabă, las-o pe ea să se plângă, pentru că are nevoie să descarce. Astăzi ai să fii paratrăsnetul celor din jur, care o să-și verse oful și amarul pe umărul tău. Acum rămâne de văzut cu câtă energie mai rămâi spre seară după așa experiențe. Scorpionul, ascendentul pe Scorpion și cei care au luna pe harta natală în semnul Scorpionului. Astăzi scorpionii trec printr-un paradox. Se pare că toată lumea știe ce aveți voi nevoie, ce vă trebuie, când vă trebuie, cum vă trebuie. Și vă dă sfaturi și toți în jurul vostru emit păreri.
Dar nimeni, nici măcar o persoană, nu vă așteptați să vă întrebe astăzi, măi, dar ție cum îți este? Ce-ți dorești tu cu adevărat? Ce vrei tu să faci cu tine, pentru tine? Este o zi în care scorpionii au o singură datorire. Să-și apere teritoriul, să nu permită celorlalți să preia controlul și să vă dicteze. Deci nu permite celorlalți să-ți dicteze ce ai de făcut. Și aș arunca, dacă aș fi scorpion sau cum ar ca și pe scorpion, aș arunca o privire puțin tel și spre zona băncilor, să nu fie niște încurcături în acte, niște plăți de care ai uitat, niște acte de făcut, ceva se întâmplă și cumva ai rămas dator cu niște plăți. Verifică. Verifică actele contabile, verifică, pentru că pe urmă o să fii bun de plată și e mai bine să evităm penalizările, nu-i așa? Săgetător, ascendentul pe săgetător și cei care au luna pe harta natală în semnul săgetătorului. Astăzi, săgetătorul lucrează mult și intens tema relațiilor. Mai degrabă va trebui să înveți cum faci piruiete în jurul oamenilor complicați care sunt puși pe harță și cum vei reuși să aplanezi conflicte, mai ales conflicte în cuplu. Este o zi în care săgetătorii trebuie să-și țină limba în gură și gura închisă și să nu articulați prea multe cuvinte. Pentru că mult din ceea ce veți spune astăzi va fi prost interpretat și va fi prost înțeles. Și dacă aș fi în locul vostru, eu nu m-aș duce într-o negociere, pentru că riscați să nu să luați decizii proaste, ci ceilalți care vă ascultă să vă înțeleagă greșit. Deci e o zi în care trebuie să înveți să aplanezi conflicte și încă ceva, ai grijă la mașină. Când ți-ai făcut ultima verificare a acesteia, verifică puțin frânele și tot ceea ce ține de partea din spate a mașinii, de la jumătate în spate, uită-te, ai grijă, fii atentă, Doamne ferește să nu te tamponezi, să nu dai în marș arier și să intri într-un perete sau într-un pom. Deci, grijă la partea din spate a mașinii, scrieți-mi ce vi se întâmplă. Nu înseamnă că trebuie să vi se întâmple, dacă vă avertizez de ce vi s-ar întâmpla, nu? Capricorn, ascendentul pe Capricorn și cei care au luna pe harta natală în semnul Capricornului. Astăzi, Capricornii rezolvă niște probleme delicate cu niște acte, legate de niște acte, poate chiar o moștenire. Și o femeie vă ajută foarte, foarte mult în tot ceea ce faceți pe cale birocratică. Va deschide ușile pentru voi, vă ajută, vă susține. Inclusiv mă refer aici și la medici și poate medici de familie sau medici cu care interacționați, care sunt femei. O zi foarte bună pentru Capricorn să rezolve tot ceea ce ține de cale legislativă, cale juridică. Vărsător, ascendentul pe Vărsător și cei care au luna pe harta natală în semnul Vărsătorului. O prietenă vă cere ajutorul. E vorba de femei, femei care vin către Vărsător pentru un sfat, pentru o sugestie, pentru o acțiune practică. Sunteți în ipostaza bunului samaritean astăzi. Sau chiar se poate să vă oferiți voluntari să ajutați pe cineva, să țineți locul cuiva, să faceți pe babysitterul astăzi. E o zi în care Vărsătorii au foarte multă treabă și cumva vă veți simți puțin stresați și obosiți de zona asta a prietenilor care au nevoie de voi sau a celor din jur care au nevoie de voi, dar totuși vă simțiți flatați că lumea apelează la voi. Deci, nu știu cum o să vă împărțiți între responsabilitățile zilei și ajutorul acordat altora, dar veți reuși până diseară să rezolvați totul, să bifați fiecare acțiune. Pești, ascendentul pe pești și cei care au luna pe harta natală în semnul peștilor. Voi cu soarele în tranzit prin semnul vostru zodiacal, cu Mercur retrograd în semnul vostru zodiacal, cu Neptun în semnul vostru zodiacal,
Păi, astăzi sunteți o adevărată oază de inspirație și veți lua decizii foarte bune sau veți, mai degrabă, veți avea impulsuri. Nu-i ceva planificat, e ceva spontan. Deci, veți lua decizii bune, spontane, vis-a-vis de cariera voastră. Și vor fi unii pești care, spre exasperarea celor din jur, spre surprinderea celorlalți, spre mirarea lor, vor lua decizii de genul: băi, eu îmi dau demisia. Sau azi mă înscriu la curs, nu știu, de bungee jumping, tu fiind de fapt profesor de matematică. Dau un exemplu. Și e total ciudat, e total neobișnuit. Ce ai în cap să faci asta? Asta va fi prima întrebare. Ei bine, ai în cap foarte multe și aia se cheamă, în primul rând, intuiție. Mergi pe intuiție astăzi, în carieră mai ales, în discuțiile cu ceilalți privind cariera ta, pentru că nu ai cum să greșești. Ce se întâmplă astăzi are impact pe termen lung și e de bun augur pentru evoluția ta. Iar dacă astăzi ți se trântesc niște uși în nas sau așteptai un răspuns care astăzi nu mai vine, înseamnă că lucrurile acelea nu sunt benefice pentru tine. E un semn al Universului vis-a-vis de lucrurile care nu ies azi, nu se înfăptuiesc azi. Că nu trebuie să fii acolo, nu trebuie să faci lucrul ăla sau nu trebuie să fii în compania persoanei respective. Dragii mei, acesta a fost horoscopul zilei de 20 februarie. Vă mulțumesc că mi-ai urmărit activitatea. Nu uitați să apăsați butonul like, share și subscribe pentru a împărtăși și altora din ce fac eu pe acest canal. Și acum câteva lucruri legate de berbec. Am primit foarte multe mesaje de la berbeci care în această perioadă se plâng că nu le ies lucrurile așa cum își doreau, că viața nu-i cum trebuie. Vedeți voi, în acest moment, Lilith, care întruchipează libertatea, Chiron, și care este vindecătorul, cel care lucrează pe trup, suflet și spirit, sunt împreună, sunt suprapuse. Și în perioada asta se simt constrânși, blocați și limitați numai berbecii cărora le-a fost frică să acționeze, cărora le-a fost frică să ia decizii. Faptul că ești într-un blocaj acum, inclusiv într-un conflict la locul de muncă, este nu din cauza altora, ci e forma Universului de a-ți arăta ce se întâmplă când nu ții deciziile atunci când trebuie și ce consecințe experimentezi dacă ai lăsat lucruri nerezolvate. Așa încât nu intra în nișa victimei. Nu, pentru că berbecul, fiind un semn de foc, ca orice alt semn de foc, atunci când exteriorul nu-i oferă toate aprobările de care are nevoie, toate validările pe care le așteaptă, bate în retragere. E mult mai simplu să spui: nu, nu, nu știu, nu-mi place, nu vreau, nu-mi trebuie, decât să-ți suflici mânecile și să treci la luptă. Uite, am să-ți dau un exemplu. Eu sunt berbec. Am spus-o de 1 miliard de ori asta. Când am reînceput canalul de engleză, înainte o făceam pentru că am mulți prieteni în Islanda și mă gândeam: hai să-i ajut și pe ei să asculte ce zic eu. Și scria lumea că au rude care vorbesc engleză și nu română și vor să afle ce zic eu. Și o făceam pentru alții. Normal că l-am blocat, l-am lăsat în stand-by să tureze la minim de 2 ori, nu odată. Iar a treia oară, acum când l-am început, am avut în minte vorbele mamei mele, care atunci când mi-am dat demisia din învățământ, a spus: păi, cum ai să trăiești tu, pentru că sunt atâția care fac asta și uite cât sunt pe YouTube gricitor și prevăzător, zicător, nu prevăzător, prezicători
mor de foame și ce ai să faci tu cu titlurile tale universitare, că fica mea ești tapetată în diplome. Și atunci, în acel moment, am spus, domnule, eu îmi urmez calea și destinul și la 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 la, dar ca orice mușcătură veninoasă, vorbele și rețineți, am să fac o filmare, eu acum lucrez la un proiect despre importanța vorbelor și o să vedeți ce frumos că fac și un test legat de asta. Odată ce ți se bagă undeva un venin, n-ai să poți, nu știu ce, la la la. În momentul ăla, tu îți urmezi calea destinului, evident, dar detonează mai devreme sau mai târziu acel cuvânt în spatele tău. Detonează! Și când am început canalul în engleză, a treia oară, aveam vorba, a explodat vocea aia care spunea, păi da, uite cât sunt normal. Bine, eu în România unde, că sunt prima ca număr de subscriber, cu cine să mă iau la trântă, că n-am cu cine. Ăsta mie îmi place să mă duc în competiție, să facem. Și competiția adevărată se vede pe limba engleză, unde totul e decât sunt. La fiecare pas e un astrolog, tarotolog, prevăzător, prezicător și, Doamne, iartă-mă, câți mă ori mai fi dește. Și atunci rulam cap. Dar cum ai să faci? Cum? Deci, atenție, nu vă povestesc viața mea, o spun aici pentru berbec specific, da? Și spuneam prietenului meu, bă, uite, dar sunt mulți, dar oare merită, oare nu știu ce? Și el mi-a spus așa, deci să înțeleg că tu acum ai să te duci acasă, ai să-ți tragi pătura peste cap și ai să plângi cu capul în pernă că sunt mulți pe YouTube. Și ce dacă sunt mulți? Nu contează că sunt mulți, contează ce faci tu cu adevărat și ce simți. Și atunci m-am mobilizat. Luna neagră din berbec, acolo să arătăm ce putem, ce facem, dar nu să arătăm altora de data asta, să ne arătăm nouă că putem și asta. Și când am redeschis canalul de YouTube în limba engleză, dar repet, era de data asta să fac vocea aia care mi-a spus că nu pot, sau că am concurență, sau că nu suficient de bună, să tacă. Să tacă. Mă, oameni buni, și când am început o săptămână, din 3800 de subscriberi cât erau acum o săptămână, acum am ajuns la 5400. Și marea mea bucurie nu este pentru că e un risc. Am peste 1 milion de privitori pe canalul de română. Dacă îi duci în engleză, oamenii aia dau subscribe că le place de tine și nu e fair pentru că îți vin românii să-ți dea subscribe și tu ai nevoie de străini să-ți dea subscribe. Și de data asta, spre marea mea bucurie, în momentul în care a zis vocea aceea, bă, da, taci, că știu ce fac, că fac pentru mine, că îmi place, că mă simt bine, că e what the hell, e viața mea. În momentul ăla a fost o creștere, deci se vedea energetic cum crește, se vedea de la oră la oră, de la oră la oră, cum crește. Și asta vă spun, berbecilor, și cu ascendentul pe berbec, și cu luna în berbec, și cu multe planete în berbec, dacă aveți, acum plătiți pentru îndoielile voastre și pentru ezitările voastre. Și dacă lăsați lucrurile să curgă în nișa lui, vai de mine, păi aia ai să primești, fratele meu, vai de mine și îți meriți soarta, meriți să mori prost. Deci, mesaj pentru frații mei de zodiac. Bă, treziți-vă, treziți-vă că acum e momentul să străluciți, să fiți superbi și mirabolanți și geniali. Nu mai intrați în depresie. V-am povestit prin ce am trecut eu pe plan ultrapersonal, ca să înțelegeți că se întâmplă și la case mai mari. Și dacă permiți, măcar o secundă, indiferent, deci poate să ascultă și alte zodii. Păi dacă permiți altuia să-ți spună ce crede el sau ea despre viața ta, păi te duci la dracu direct. Și-ți meriți și soarta. Maxim. Că cineva mă întreba, dar nu ți-e suficient că-ți faci canal în română, mai vrei și în engleză?
scrisese o doamnă și i-am spus, ea este răspunsul postat pe YouTube. Ioana, sau nu știu cum o chema. Zic, bă, pentru mine nu există suficient. Pentru mine există the sky is the limit. Și dacă mă raportam vreodată în viața mea la e suficient, muream proastă într-un cătun. Așa încât, exact ăsta e răspunsul pe care l-am dat. Așa încât, treziți-vă. Unde simțiți că nu funcționează? Dați naibii, lucrați acolo. Lucrați pentru că nu vă ies lucrurile și sunt blocaje pentru că nu v-ați rezolvat probleme din trecut. Vă pup, vă iubesc. Dați subscribe dacă vă place. Și să ne vedem cu bine și la alte filmări.